vor fi existat. Și a obținut la final ceva absolut distilat și nemuritor. Prin urmare, da, există vârste. Vârsta lui Mowgli este o vârstă și cu toții la 12-13 ani poate am simțit un fior, am simțit că dacă ești băiat, nu-i așa, etern, femininul ne trage în sus, das ewig weibliche zieht un sinan, cum spune Goethe, dar am simțit altceva la 20 de ani și simțim poate altceva la 30, 40, 50. Iubirea are vârste, dar asta nu înseamnă că ea moare. Și de aceea imaginea asta mi se pare superbă, pentru că ea înscrie tema vârstelor unui stejar într-o inimă care nu trebuie să moară. Mi se pare genială imaginea, n-am făcut-o eu, evident, a făcut-o un mare grafician, dar ea suprapune exact aceste două teme. Perenitatea și vremelnicia. În plus, aș mai face următoarea observație. Noi iubim într-un context. Eu când aveam 16 ani, țin minte că mergeam, și asta depistați dacă citiți prin între rânduri, așa, în filigran, a doua povestire a lui Mihnea și Dora, dar, în orice caz, pe vremea lui Mihnea și Dora și pe vremea mea, eu mergeam cu fise în buzunar la poșta din centrul Aradului ca să dau telefoane și eram înconjurat de 3, 4, 5 doamne care trăgeau cu urechea să vadă ce am eu de spus unei tinere din Constanța de care m-am îndrăgostit la 16 ani, la Olimpiada, sigur, de limba și literatura română. Asta e pacostea celor care iubesc cuvântul, se și îndrăgostesc. Dar vârsta mea nu coincide cu vârsta celor care au crescut cu telefonul mobil sub braț. Și atunci, sigur că vârstele iubirii întâlnesc vârstele veacurilor. Noi nu mai mergem la horă duminica după biserică. Bunicii noștri au făcut-o și cu siguranță străbunicii au făcut-o înaintea lor. Prin urmare, riturile de trecere ale iubirii sunt diferite. Noi ne raportăm bunoară la Valentine's Day, care nu știu dacă e chiar în calendarul nostru, n-am nimic cu Valentine's Day. Dar nu înțelegem astăzi iubirea și apropierea de celălalt, așa cum înțelegeau bunoare cei de odinioară, legătura între ritmul cosmic, între anotimpurile veacului și ritmurile lăuntrice. Cei care făceau asta înainte, puneau timpul cosmic în acord cu timpul lăuntric. Noi astăzi aprindem, sigur, nu lumânarea, ci neonul, când vrem, și ni se pare că vara, primăvara, toamna, iarna, sunt anotimpuri egale. Temperatura e aceeași în camera noastră. Prin urmare, ne imaginăm că ar fi anotimpuri egale. Este o mare iluzie. Și Mircea Eliade, de pildă, ne învață asta. Să luăm în calcul faptul că există timp ciclici. Și faptul că decizii pe care le amân la o vârstă nu se mai întorc niciodată. Ideologia feministă astăzi, de pildă, le minte sistematic pe tinerele fete care, sigur, vor să aleagă între carieră și familie și uneori se trezesc la 30-35 de ani, vă rog să-l ascultați în engleză pe Jordan Peterson, un geniu, un profesor de psihologie de la Toronto University, care explică în detaliu asta, dar vă dau doar o idee de bază. Sugestia este, în primul rând, aceea egalității. Da? Că bărbatul și femeia nu ar fi complementari, ci 100% egal. Ce poate să facă bărbatul, poate să facă și femeia. Face bărbatul carieră, să facă și femeia. Face bărbatul armată, să facă și femeia armată. Ce vrea ea să facă, exact așa cum face și bărbatul. Această iluzie a egalității, în planul funcției sociale, îi face pe unii, sau pe unele, dar nu numai pe ele, ci și pe noi bărbații, să amânăm decizii importante. Să amânăm decizii importante. Mama mea m-a născut la 24 de ani. Eu am devenit tată la 36. E o diferență. Dar gândiți-vă că sunt astăzi persoane, mai ales de sex feminin, care amână decizia aceasta până la 35, până la 38. E clar că o decizie pe care o puteai lua la 24 nu mai se întoarce în aceeași formă, cel puțin, la 38. Eu nu condamn pe nimeni, pentru că am toată dragostea și compasiunea față de fiecare făptură. Dar vreau să atrag atenția asupra faptului că noi luăm decizii într-un context cultural. Că noi suntem prinși în acest război al ideilor. Că pe mintea noastră se dă în fiecare zi o bătălie. Și că discernământul nostru nu funcționează la fel astăzi
ca și acum 100 de ani. Noi nu mai trăim într-o cultură omogenă. Noi nu suntem înconjurați de oameni care să spună 360 de grade, da, e bine să te căsătorești. Nu! Unii spun că nu e bine. Alții îți spun, amână, lasă prostiile. Trăiește-ți viața. Ce-ți trebuie ție? Distrează-te și așa mai departe. Și atunci, noi suntem într-o polifonie, suntem înconjurați de atâtea și atâtea mesaje care ajung să semene cu o cacofonie. Și atunci, ce trebuie să faci? Să înțelegi că tu ai un destin, că trăirile tale și experiențele tale nu pot fi delegate. Sunt unele lucruri pe care le poți delega. De pildă, poți să delegi cuiva, nu știu, acest microfon, da? Da? Poți să delegi un obiect, da? Poți să delegi o sarcină administrativă. Dom'le, astăzi nu mai ajung la serviciu, te rog, iei tu actele, iei tu hârtiile și le duci tu la Ana. Deci asta e o sarcină administrativă. Unele lucruri în viață pot fi delegate. Altele, niciodată. Iubirea, nu o poți delega. Prietenia, nu o poți delega. Întâlnirea cu Dumnezeu, nu o poți delega. Nimănui. Și tu, ca om, făptură, vie, pe acest pământ, ești constituit din suma experiențelor esențiale, invizibile și imposibil de delegat cuiva. Tu ești suma acestor experiențe. Ai delegat lucrurile esențiale din viață? L-ai pus tu pe preot să se întâlnească el cu Dumnezeu în locul tău? Te-ai mințit toată viața. Ai pus pe cineva să iubească eventual propriul tău copil? Eventual ai pus-o pe bonă să-ți iubească copilul în locul tău? Tu tată sau mamă fiind? Ai trăit în minciună. Nu poți delega anumite lucruri. Și atunci, trebuie știind lucrul ăsta să alegi. Și când alegi, doare. Doare teribil de mult să alegi. Numai că noi nu suntem astăzi, din păcate, invitați să alegem. Ci să amânăm. Seducția absolută a timpului nostru ține de această promisiune. Lasă că poți și mâine. Lasă că poți și poimine. Și într-o bună zi te trezești cu această conștiință dureroasă că e prea târziu. Haideți să facem ceva cu viețile noastre ca să nu fie prea târziu. Mulțumesc pentru explicație. Aș mai avea o întrebare. Această asociere legată dintre iubire, întâmplare și destin, pentru că iubirea, eu cred că nu este un ce, este un cine, este Dumnezeu și destinul nu are legătură în acest context, pentru că dau un citat de-a lui Petre Țuțeicea că în factorii explicative ai fenomenelor istorice nu trebuie implicat hazardul. Ce hazardul ține de destin, cred eu. N-aș vrea să fac o discuție filozofică, sună fascinant. O facem între patru ochi. Acum, discuția e alta. Pentru mine, cuvântul destin înseamnă viață împlinită. Ca să înțelegeți. Viață împlinită. Viața împlinită a celui care spune, retrospectiv, despre tot ce i s-a întâmplat, trebuia să se întâmple. Să ai 80 de ani, să te întorci cu privirea spre timpul care a trecut și să spui, mă bucur. Slavă ție, Doamne, mă bucur. S-a întâmplat ce trebuia să se întâmple. Am soția pe care am vrut să o am, am copiii pe care mi-am dorit, am toată bucuria din inimă pe care o puteam obține vreodată. E o viață împlinită. În schimb, viața celui care nu ajunge să simtă dimensiunea destinală a întâlnirilor, este o viață împrăștiată. Este o viață incoerentă. Este o succesiune de întâmplări care n-au nicio legătură una cu cealaltă. El într-o zi, acest ins care nu are conștiința unei vieți împlinite, se întâlnește cu cineva, a doua zi cu altcineva, a treia zi cu un produs, a patra zi cu un obiect. Și din toate aceste lucruri, gustă câte puțin și niciodată până la capăt. De ce? Pentru că se teme. Pentru că se teme să-și asume întâlnirea. Dușmanul iubirii nu este ura, ci frica. Și mai rău, indiferența.
Când te întâlnești cu o persoană și te duci doar puțin în acea întâlnire, în spațiul de rezonanță cu respectiva persoană, tu de fapt nu te-ai întâlnit. Ai doar zgâriat puțin suprafața acelei potențiale întâlniri. Nu ți-ai asumat întâlnirea. Nu ai un follow-up. Nu continuă acea întâlnire cu a doua, cu a treia, cu a patra. Nu există o adâncire a sapă, sapă, frate, sapă, până când vei da de apă. Nu există această predispoziție spre a merge în adânc. Totul e la suprafață. Și atunci oamenii aceștia, și nu sunt puțini, uitați-vă, vă rog, uitați-vă la Hollywood. Sunt marile vedete. Sunt marile figuri ale scenei. Sunt oamenii care, sigur, dacă ar intra în această sală, toate blițurile ar exploda. Aceștia sunt oamenii care trăiesc exact acest tip de viață neîmplinită. Dar se întâmplă ca ei să aibă calități. Se întâmplă ca ei să aibă, în mod incontestabil, virtuți. Ei cu onoare știu să fie mari actori. Ei știu să vorbească, ei știu să comunice. Și atunci, foarte multe persoane cad pradă acestor false modele și nu se uită la vraiștea din jur. Nu se uită la golul din interior. Sunt oameni care sunt mari lideri în domeniul business. Sunt miliardari. Sunt oameni care se pot lăuda că la 45 de ani au făcut un miliard. Dar viața lor personală e praf. E inexistentă. De fapt, nu există viață personală. E doar viață profesională. Și vreau să vă dau o veste bună. Problema lor, a miliardarilor, e și problema dumneavoastră. E un punct unde noi ne întâlnim. În democrația morții. Moarte democratică. În fața morții, stau și mă întreb dacă acel miliardar a avut un regret că n-a muncit o oră în plus. Sau că n-a făcut încă $100. Sau că n-a încheiat încă o tranzacție. Sau că n-a mai făcut o vânzare. Mă întreb, ăsta e regretul lui? N-o fi altul? Se întâmplă să fi fost la Portland acum câteva săptămâni și să fi stat de vorbă cu un avocat. Un avocat care e specialist în moșteniri. Asta este zona lui de competență legală. Se întâmplă să fie și creștin. Și mi-a spus, Mihai, profesional sunt chemat să întocmesc acte prin care un om care are o afere de 10, 20, 30, 50, 100 de milioane se gândește, se frământă, cui să las acești bani? Asta este dilema lor. Înțelegeți? Suntem aproape de Amazon, suntem aproape de Google, suntem aproape de marile companii care învârt 10 de miliarde. Și atunci, el mi-a spus așa, niciunul dintre cei cu care eu mă văd și care are astăzi 60, 70, 80 de ani, nu are regrete pentru că n-a muncit mai mult. Nu are regrete pentru că n-a făcut mai mulți bani. Toți au regrete în plan personal. Toți au regrete că n-au fost aproape de copii. Toți au regrete pentru că n-au iubit. Toți au regrete pentru că au rămas singuri. De asta spun că există o democrație a morții, care nu ne iartă. Și în această evidență, faptului că tot vom întâlni întrebarea am o viață împlinită sau nu, în această evidență am dat și răspunsul pe care mi l-am solicitat. Mulțumesc! Eu mulțumesc! În primul rând, sunt dirijorul Florin Totan, v-am spus la început, v-am spus și v-am toată admirația mea pentru ce faceți. În primul rând, vă judec ca un artist. Sunteți foarte viu, foarte expresiv și mai ales, cel mai important, sunteți foarte convingător în ce spuneți. Numărul 2. Dumneavoastră, nu, n-am nevoie de microfon, vorbesc groaznic de tare. Confirm. A fost o seară minunată și le mulțumesc finilor mei care m-au adus și mulțumesc lui Dumnezeu că n-am plecat astăzi la București și voi pleca mâine, așa v-am cunoscut personal. De ce mi-a plăcut prestația dumneavoastră? Că nu trebuie să vă punem problemă, mai trebuie să vă și lăudăm. Că meritați. Da, nu mă împotrivesc, vă rog. La câte jurături iau în fiecare zi, ok, da? Vă rog. Eu dezvolt un proiect muzical, dar bineînțeles că nu o să vorbesc de el, vorbim de dumneavoastră aici. Vă povesteam în două cuvinte că merg cu muzica
cu educația și cultura peste tot în țară, în București și în țară, pentru că România mi se pare că acum mai mult ca ori niciodată are nevoie de cultură, de întoarcere la cultură și la literatură și la lectură. Și chiar de o trezire am putea spune. De o trezire. Vă povesteam că am început, că amândoi mergem pe în cruciada noastră împotriva inculturii, dumneavoastră cu aceste conferințe și cu cărțile, eu cu muzica. Ce mi-a plăcut foarte mult în această seară este recursul la iubire, la poezie și la muzică. Felicitări dumneavoastră că ați combinat! Mi-am adus aminte, domnul Nemțeanu. Neamțu, dar e ok? Neamțu, mă iertați. Am citit undeva și a spus marele poet Novalis, autorul imnelor nopții, a spus extraordinar. Die Welt muss romantisiert werden. Ceea ce noi avem acum nevoie este să ne romantizăm viața. Apropo de întrebările dumneavoastră, cine practică Facebook, Instagram și toate astea, eu n-am ridicat mâna, pentru că pentru mine lectura și cultura este mântuitoare, iar Instagram, Facebook și astea sunt risipitoare. Deci, încă o dată, tot respectul pentru dumneavoastră, dacă vreți să dezvoltați în câteva cuvinte iubirea, poezia și muzica. Dacă vreți să ne spuneți câteva vorbe, vă mulțumesc cu respect și cu recunoștință. Eu vă mulțumesc. Chiar vă mulțumesc mult. Și mai ales pentru că ați rămas. Ați venit și ați și intervenit și ați pus o întrebare esențială. Cultura și natura, vine să spun. Mult timp oamenii au înțeles că noi trăim în această tensiune. Dar există o natură cu care noi ne naștem. Care trebuie șlefuită. Care este în mod vădit incompletă, care este de fapt o natură căzută. Nu ți-a mult timp când crești un copil să-ți dai seama că în el există elementele acestea de revoltă, de sălbăticiune, de rezistență la orice idee de ordine și disciplină. În orice caz, noi știm că noi suntem această natură căzută care este încet încet preluată de un mentor, de un dascăl, de un părinte și șlefuită de-a lungul unei vieți. Un noroc să am o mamă care a avut grijă de acest lucru în viața mea. Aveam 5 ani și eram trimis să iau România literară, la Făgăraș, într-un chioș de ziare. Am învățat de vreme să citesc și mă bucur că această lume a poeziei, în primul rând, a literaturii, dar și a muzicii, a fost mereu prezentă în viața mea. Am crescut cu seratele lui Iosif Sava. Am crescut cu foarte multe concerte simfonice la care participam pentru că am avut un mare profesor care a iubit muzica clasică și care ne dădea note doar după o oră de audiție. Notele la muzică erau după o oră de audiție. Bach, bineînțeles Vivaldi, preclasici, dar și Beethoven și atâția alții. Ascultam în clasa 9, ascultam în clasa 8, ascultam în clasa 7, ore în șir, această muzică purificatoare. Și ceea ce vedeți astăzi este rezultatul acestei, până la urmă, întâmplări. Dar nu e vorba despre mine. E vorba despre fiecare dintre noi. Și ceea ce spun mereu, apropo de iubire, este că noi suntem suma investițiilor de încredere care se fac în noi. Acești tineri, nu e vorba despre noi aici. Dar eu cred că ei au venit cu un plus de curaj. Pentru că au văzut o sală plină, dacă era goală, era altfel. Pentru că au văzut încrederea din privirea domnului director și poate a celorlalți, a dumneavoastră. Și au cântat într-un fel și pleacă acasă. Bucuroși că într-o seară ca asta au creat un act de cultură. Această tânără care ne-a încântat la pian, acești tineri care au fost în spatele nostru, toți sunt, după părerea mea, beneficiari acestei investiții de încredere. Și a investi încredere într-un om e de fapt un act de iubire. A retrage încrederea într-un om e un act de indiferență. Sunt trei moduri în care te poți raporta la un om când el nu mai este pentru tine o persoană, ci un obiect. Trei moduri. Când nu mai este o persoană pentru tine, ci doar un obiect, cel din fața ta, el poate fi așa. Instrument, nu muzica, ci de promovarea propriului tău interes. Tu îți faci un calcul. Mi-ar prinde bine să am o asociere cu persoana asta. M-ar ajuta în cariera mea profesională. M-aș descurca mai mult. Aș face niște bani.
Tu îl folosești pe cel de lângă tine ca pe un instrument. Este prima variantă. Când nu mai este o persoană